când am cunoscut domnul Păstior, am anticipat același sentiment am avut și eu. Adică l-am iubit pe părintele Stăniloae înainte de a-l cunoaște personal. Prima dată când am auzit, eram el la seminar și sincer îmi amintesc și acum clipa aceea când am văzut o fotografie undeva pe o revistă de părintele Stăniloae și mi-am plăcut numele, Dumitru Stăniloae. Am simțit că e ceva minunat, o personalitate, fără să știu prea multe despre părintele. După ce a apărut teologia dogmatică în 1978, părintele pe care îl cunoaște dumneavoastră în majoritate, părintele Tănăsache Costache, ca abonat orice carte bună, pe seara părintele Tănăsache, mi-a cumpărat cele trei volume de dogmatică. Deci, volumul, cele trei volume am apărut în 1978, și am început să citesc. Nu citeam mult, dar la fel, mi se părea că înțeleg. Mă bucuram, dar dacă mă punea cineva să reproduc ceva, nu prea reușeam. Întâlnirea mea cu părintele Stăniloae a fost în perioada studenției. Părintele Stăniloae a fost invitat ultima dată, dacă am înțeles bine, în 1984, înainte de a deveni un student, deci, da, în primăvara-vara în 1984, dânsul deja era pensionat din 1973, până în 1978 a fost profesor la doctoranți și după aceea a mai fost invitat din când în când în facultatea de teologie. Deci, ultima dată, cred că a fost invitat în 1984, eu încă nu eram student. Din toată anul 1984, părintele Stăniloae n-a mai fost invitat la facultatea de teologie, sau cel puțin îmi amintesc eu. În perioada studenției, deci 1984-1988, la fel mergeam și eu la poetul Ioan Alexandru, pe care îl cunoscusem încă din 1981, când Antonie Promedeal, episcop al Buzăului pe atunci, timp de 2 ani, l-a invitat pe poetul Ioan Alexandru la seminarul teologic din Buzău, a făcut această evocare la prima seară culturală, 6 iunie 1981. Și pe părintele Stăniloae l-am cunoscut oarecum foarte interesant acest itinerar. Se dădea impresia că părintele Stăniloae nu mai trăiește, nefiind invitat în perioada studenției mele, avea impresia, trăiește sau nu trăiește? Mai mult decât atât, la anumite doctorate, uneori era chiar ionizat. Și chiar în 1985, cred, am participat la susținerea unui examen de admisibilitate la doctorat, în care un profesor de altfel venerabil, fost coleg al părintelui Stăniloae, era foarte intrigat că părintele Stăniloae ca să amestecă toate. Adică după ce a apărut teologia morală volumul 1 și volumul 2, a apărut și teologia morală volumul 3, unde, de fapt, este așezica și mistica. După ce a apărut liturgica generală și liturgica specială, zice, s-a găsit și Stăniloae să publice spiritualitatea și cununiune liturghia ortodoxă, unde, în schimb, inimitat, depictează cu elemente mistice. Doreros. Dar foarte interesant este că mergând în fiecare vară la mănăstire din județul Neamț, la mănăstirea Bistrița, veneau oameni de cultură, poeți, scriitori, și unul dintre acești oameni, care a trecut și prin facultatea de teologie, dar este și istoric, la un moment dat, stând de vorbă cu mine, m-a întrebat, zice, Bade Viorele, văd că dumneata ești filozof, eu vreau să te atrag spre istorie, eu mă ocup de istorie. Dumneata ești un filozof, cred că ar trebui să cunoști pe părintele Stăniloae și să faci așa cum făceau ucenici în perioada Evului Mediu. Adică, ei furau meserie,
măturând prin atelier. Atelierul maestrului măturau timp de un an, doi și vreau meserie. Și zice, dumneata, am trebuit să mătur prin tridorul Părintele Stăniloae. Și atunci am avut o reacție foarte interesantă asta. Părintele Stăniloae trăiește? Da, cum să nu trăiește? Zic, n-a fost niciodată invitat în facultatea de teologie. Toată lumea îl cita, dar nu era totuși prezent în facultatea de teologie, cel puțin prin aceste invitații. Și, într-adevăr, la recomandarea părintelui, la recomandarea acestui domn, am ajuns la părintele Dumitru Stăniloae. Îmi amintesc și acum, aveam emoții, știam, auzisem, citisem. Eram teamă, aveam trac, eram emoțional. Pentru că această teamă să se risipească pur și simplu, pentru că așa cum am mărturisit tante vorbitorii mei, părintele Stăniloae cu măicuța, erau atât de plânzi, de blajini, atâta bunătate. Teama în preajma unui părinte, ați văzut și chipul părintelui în filmul, în aceste secvențe, un chip plin de o blândețe și în același timp un limbaj simplu, care a risipit toată teama. Așa am început să merg la părintele Stăniloae, rânduit, așa cum spunea și domnul Costea, rânduit în anumite zile, pentru că am comentat rugindu-se discuția de câteva ore, Maica Preoteasă spunea, părintele au găsit, știți, așa, așa, nu și înțelegeam că trebuie să mă retrag. Dar ceea ce m-a copreșit a fost această prezență binevoitoare, generozitate. Adică mă consideram un tip banal și atenția pe care mă și dragostea, nu era mai o politețe, era mai mult o dragoste care îmbrățișează total ființa celuilalt, o generozitate care te face să te simți că ești într-adevăr un om important. Și acest lucru aveam să-l regăsesc în teologia Părintelui Stăniloae în momentul în care am înțeles câtă atenție ne acordă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Așa a început această călătorie, să spunem așa, cu Părintele Dumitru Stăniloae. Amintesc că primul pe care mi-a recomandat Părintele Stăniloae a fost domnul Costion. Costion care era un fel de lider, așa. În ce sens? Mi-a zis, dacă vrei să găsești articol de studiile mele, Costion se ocupă cu această adunare a studiilor. Și în același timp mi-a recomandat, de altfel noi ne-am întâlnit, ne întâlneam și la Ioan Alexandru, însă din acel moment am început să devin mai atent cu cei cu care mă întâlneam. Și apoi au urmat celelalte evenimente pe care, dacă vom mai avea timp, le vom povesti. Dau cuvântul acum domnului Costion pentru continuarea mărturii.